Este gata cu așteptarea. De câteva zile ne tot gândeam: bă, dar ce se întâmplă? Se duce luna martie și berzele de la Schitul Golești nu s-au mai întors. Da, da, celebrele berze cu locuință socială de la guvern, le știți? Au fost vedetele anului trecut. O țară întreagă a urmărit cazul lor cu, da, domnule Iohannis, maximă preocupare și atenție. Păi se poate altfel? Așteptarea era cu atât mai tensionată cu cât alte berze începuseră deja să apară pe la domiciliu, cum ar fi cele monitorizate non-stop de un site. O barză este filmată 24 de ore din 24. După lunga călătorie către Banat, barza și-a tras sufletul și s-a apucat să-și repare cuibul. Iar acum toată lumea așteaptă ca familia berzelor de la Cărpinii să se reîntregească. Mă rog, nu chiar barza e filmată 24 din 24, ci cuibul berzei. Mai exact cuiburile, că sunt două. Da, ați înțeles bine. Există un ONG care a montat camere pe două cuiburi de berze din județul Timiș. Ele transmit live, non-stop, și de multe ori e mai palpitant ce se întâmplă acolo decât la un meci din Liga 1 sau un meci al Naționalei de fotbal. De altfel, cele două webcamuri au împreună aproape 1 milion de accesări. Cred că nici pupezele ăsta, cred că nici berzele lui Cristi Borcea nu au un asemenea trafic. Da, în fine, destul cu așteptarea. Iată că până la urmă s-au întors și berzele noastre de la Schitul Golești din Argeș. Gata, drăguțele, au venit și s-au instalat în casa lor. Casa construită în regie proprie, după metode de-astea eco-bio-tradiționale, domne. Nu în cuibul ăla de fier forjat oferit de guvernul Ponta. Că mai aveau ăștia de la guvern puțin și îi puneau gresie, faianță, termopan, balcon închis, centrală termică și două garaje cu ușă electrică la parter. Păsările au venit în urmă cu câteva zile și s-au instalat tot unde au vrut ele. Sunt vesele, sunt bine, bine că a găsit locul curat. În ciuda, a făcut 5 pui anul trecut. În martie anul trecut, berzele din Schitul Golești au devenit vedete peste noapte. După reclamația unui cetățean deranjat de zgomotele făcute de păsări, guvernul a aprobat strămutarea cuibului. A fost o întreagă desfășurare de forțe, ignorată însă de berze, care și-au ales singure un loc unde să-și facă noul cuib. Drăguțele de ele, hai că nu-i chiar atât de rău în România. Uite, astea s-au întors. Iar pe lângă berze, trebuie să recunosc că mi-era dor și de ornitologii amatori din localitate, da. Ele vine totdeauna la același loc. Dumneata, dacă an te duci an. În perelinaj în an an. Anumite țări, nu vin de rât acasă, la casa dumitale? Tot așa vin și ele la casa lor. Așa cum berzele vin din pelerinaj de ăsta la casa lor, așa și specialiștii din localitate sunt mereu la datorie, da. Reporterul i-a găsit și pe ei în același loc. Mă, da, fix în același loc în care îi lăsase astă toamnă, la cârciumă. Doar paharul era altul. Fidelitate, fidelitate, domne. Dar sper că nu trăgeau din aceeași berică de anul trecut, nu?